Hristos a înviat, vă spun tuturor. Vreau să vă salut pe toți cu salutul pe care Iisus Hristos l-a folosit atunci când și-a întâlnit ucenicii după înviere. El atunci când a apărut în mijlocul ucenicilor și le-a spus, pace vouă. Pacea lui Dumnezeu, pacea lui Iisus Hristos să fie în inimile noastre, să fie în casele noastre să fie peste bisericile noastre și pacea lui Iisus Hristos să fie în lumea aceasta. Darul păcii să fie revărsat din plin cu ocazia acestor sărbători și peste noi toți. Pentru că El, la cruce, murind în locul nostru, a câștigat pacea pentru inima noastră. El, murind la cruce pentru noi, a adus unitate și dragoste între oameni. Deci ea poate să fie pace. Dragii mei, vă doresc din toată inima să aveți toți parte de pacea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră personală, în familie, în societate, fiecare la locul de muncă unde Dumnezeu v-a pus și facă Dumnezeu ca să fie pace și în lumea noastră, în așa fel încât să ne putem bucura de acest salut frumos, care nu este doar o afirmație pe care Hristos ne-a lăsat-o, să putem să experimentăm cu toți pacea lui Dumnezeu.